L-ați cunoscut și pe Anatol Dumitraș. Ia povestiți-ne, ce prietenie vă lega de acest om? În afară de faptul, deci că... Nu știu dacă are rost să spun, dar am să spun. Am să spun că nu poți să scoți cuvintele din... sau virgula din... din cuvintele care sunt. În afară de faptul că am fost foarte buni prieteni, colegi, am mai fost chiar și un puțin rude, să spunem așa, de ce nu? Am fost o fel de cumătri, chiar cu Anatol, mult stimată doamna Lidia, soția lui, băieții pe care îi cunosc foarte bine. Sigur că a fost și pentru mine o durere mare atunci când nu m-am așteptat, de fapt nu s-a așteptat nimeni la acest moment. Mă bucur că Victoria Lungu deja am înțeles că organizează un spectacol la Palatul la Filarmonica, da, Filarmonica Serghei Lunchevici. Sunt mai mult ca sigur că deja probabil că sunt vândute toate biletele la acest spectacol și eu n-am să pot să cânt, nu că nu vreau, dar vreau să mă aflu în sală. Vreau să mă aflu în sală și să-l admir pe Anatol, să-l privesc pe dânsul, deci sufletul, chipul lui acolo, deci în scenă, fiindcă prin intermediul interpreților, evident că el se va afla printre noi. Asta este cel mai frumos din viața artiștilor. Chiar dacă ei fizic nu mai sunt alături de noi, emoțional, prin melodiile, prin textele pe care le-au scris, rămân să trăiască. Au crescut generații cu piesele sale. Timp de 3 decenii a avut 10 de șlagere semnate de el, cât și pentru alți artiști din țara noastră. De mai bine de 3 ani, maestrul Anatol Dumitraș a plecat în lumea celor drepți. Însă creațiile sale îl fac și astăzi să fie printre noi. Da, în sfârșit am ajuns și la pagina ta gălbenită de vreme. Prima dragoste pleacă, iar Anatol Dumitraș mereu va rămâne în memoria noastră. Și-a dedicat viața scenii, iar cei 3 decenii de activitate i-a trăit intens prin fiecare melodie lansată. A venit în lumea muzicii fără a avea studii de specialitate. De meserie a fost electrician, chiar și-a lucrat în domeniu în satul său de Baștână, Larga, raionul Briceni. Să-mi minte că ai venit la Chișinău în pantalon cu lioș. Ei și multe alte lacune care le aveam eu de venit de la țară proaspăt. Fata când m-a părăsit, s-a dus cu altul la iubit, s-a dus cu altul la iubit, măi. Și-a început cariera muzicală prin anii 80 ca solist al trupei Bucuria, apoi a cântat în formația Legendă. Începând cu anul 1993, Anatol Dumitraș a ajuns să activeze și la Filarmonica Națională Serghei Lunchevici. Și tot pe atunci a apărut prima piesă cu care s-a făcut remarcat în rândul tinerilor, despre tânăra îndrăgostită Lulea într-un polițist. Hei, hei, polițist, hei, hei, polițist, ia-mă și pe mine cu tine la oraș. A scris versurile multor artiști de la noi care au devenit hituri și sunt cântate și astăzi. Flori de liliac, mi-ai adus la prag. Roata vieții, Dulce-i vinul, Părinții mei sunt doar câteva dintre șlagărele marelui artist. Dulce-i vinul, Dulce-i vinul, dar mai dulce-i mândra mea. Anatol Dumitraș a trăit modest, iar toți banii pe care îi avea îi investea în concertele sale. După ultimul, din 2012, starea de sănătate a artistului s-a agravat. Dar nu am cuvinte, tăcerea mă prinde. Acum 4 ani, Anatol Dumitraș a fost diagnosticat cu cancer și după un an de luptă cu boala, a cedat. A lăsat în urma sa o adevărată moștenire culturală, 5 albume și 10 de cântece care și acum răsună pe la radiourile din țară. Anii mei, averea mea, îi porc cu mine alătura, nu am part cu ei, cu nimeni, da.